vă, și am să trec destul de repede, fiindcă vreau să vă arăt în online câteva dintre exemple despre tot ceea ce facem și experiența noastră, cum puteți să integrați alte resurse, de să folosiți alte resurse în activitatea pe care o veți face. Marți am rămas la această parte, la unelte și metode online și resurse online. Este, bineînțeles, campusul virtual, OpenUPT, care este o zonă de site și o să vă arăt după aceea din nou online care este aceasta și cu foarte multe prezentări și cu foarte multe elemente. Unelte specifice, resurse de la asociații, vă voi arăta un mix astăzi și ce înseamnă cursurile online și cursurile realizarea cursurilor cu utilizarea resurselor educaționale online. Astăzi, deci, am să încep să vorbesc un pic despre acest context și ca să-l punem în context, vorbim aici de educație deschisă, care înseamnă modalitatea de a învăța și de a construi cunoaștere prin colaborare. Este cel mai important lucru și mai ales în acest moment devine din ce în ce mai important. Ați văzut câtă lume pune resurse disponibile online în această perioadă, exact pentru a îmbunătăți această colaborare. Colaborarea este mult mai validă și mult mai interesantă și mult mai utilă pentru toată lumea. Vreau frumos să vă închideți microfoanele tot. Silviu, pui pe mut pe toată lumea, te rog. Da, imediat. Mulțumesc. Acest mod este gestionat, să zicem, cel mai bine cu ajutorul licențelor libere. Nu este obligatoriu. Diferența între accesul liber, deci că ele sunt disponibile online și pot să fie arătate sau utilizate ca și un link, cum voi face și eu. Mai pus și pe mine pe mut? Nu. E ok, sunt online. Așa. Sau faptul că ele pot să fie reutilizate, deci că puteți să le luați și să le reutilizați. De asemenea, puteți să creați dumneavoastră asemenea elemente folosind aceste licențe libere de tip Creative Commons. Multe dintre aceste resurse se creează ca și resurse educaționale deschise și există de aproape 20 de ani în lume. Ele sunt folosite la mod foarte intens. Prezentarea va fi disponibilă, deci nu e nevoie să vă luați notițe sau așa ceva, că va fi disponibilă în întregime. Inclusiv în România, din 2008 există și traduse și este o mișcare foarte puternică care utilizează resurse educaționale deschise. Cei care utilizează resursele educaționale deschise devin atât Open Scholar cât și Open Student și sunt cei care pun proiectele intelectuale și procesele de a putea realiza cunoaștere mai presus decât interesul personal. Mișcarea se realizează de multe ori, să zicem, prin niște activități față în față sau prin niște resurse existente. Ele se încadrează de obicei în ceea ce noi numim Open Education, Open Education Week sau Open Education Resources. Și noi la Timișoara am realizat în martie, 6 martie, deci un pic înainte, că nu ne mai gândeam că ce se va întâmpla, al 7-a ediție unei asemenea workshop, iar toate înregistrările și toate informațiile sunt disponibile pe site-ul CEL și pe canalul de YouTube al CEL. Dar în aceste link-uri pe care sunt și pe care, cum v-am zis, o să fie disponibile, găsiți o multitudine de resurse. Mii de resurse puse la dispoziție de obicei de marile universități ale lumii. Marile universități ale lumii au o politică foarte clară și foarte bine definită de educație deschisă. Cum am spus, workshop-ul UPT-ului, care este înregistrat tot timpul, este transmis și toate resursele se găsesc online. Am să vă prezint acum pe scurt o serie întreagă de unelte unde puteți să găsiți resurse care le puteți reutiliza, deci care sunt complet libere și care le puteți integra complet în curs, bineînțeles cu menționarea autorului. Deci nu există niciun fel de încălcare a dreptului de copyright. Unul este Spark, este asociația americană care folosește foarte multe resurse, mai ales jurnale și resurse științifice deschise și are multe ghiduri și foarte multe resurse. Celălalt este Merlo, mai ales IEEE s-a unit împreună cu Merlo și a creat o bibliotecă enormă de resurse care să fie dedicate inginerilor în zona, să zicem, mai electrică și
care le puteți găsi sub acest link de Information Technology, dar Merlot conține, cred că lor actuală, peste 500.000 de resurse, care toate sunt validate. Deci, pe care vi le arăt, puteți să căutați liniștit, fiindcă ele sunt cumva validate de către comunitate, într-o validare de calitate a acestor resurse. Eden, asociația din care și noi facem parte, organizează constant tot felul de webinarii, și în săptămâna aceasta, a fost și săptămâna trecută, constant, în care resursele după aceea devin disponibile pe site-ul lor. Aici găsiți mai multe link-uri către, sau iconițele lor, pentru mai multe resurse educaționale de unde puteți să accesați materiale. La sfârșit o să vă pun în context de ce vă prezint acest lucru. Khan Academy, una dintre cele mai vechi, într-adevăr cu resurse mai mult, să spunem, educaționale dedicate elevilor de liceu sau elevilor mai mici, dar care sunt poate chiar foarte utile, poate ca mici exemple de a fi integrate, și OER Commons, care este baza de date, să zicem, generală, mondială de resurse educaționale deschise. Și pentru ca să puteți să faceți acest lucru, să puteți să studiați, să predați în online, primul lucru pe care vă sfătuiesc să-l faceți este să fiți student online. Dacă dați, să spun acum, să urmați unul dintre cursurile online pe care vi le voi arăta în curând. Acest lucru implică o anumită tehnică. Vă va ajuta pe dumneavoastră să înțelegeți ce trebuie să faceți și cum trebuie să faceți. A fi student online nu este atât de simplu cum pare și automat de-abia după aceea poți să devii un profesor bun online. Pentru că atunci înțelegi de cealaltă parte a baricadei ceea ce tu trebuie să faci. Aici este un link despre o modalitate de cum poți, după cum vedeți, din 2012 este considerat în continuare între cele mai bune exemple de cum poți să înveți în mediul online, într-un curs online și de ce este nevoie. Exemplele pe care am să vi le mai arăt în continuare și care vă permit integrarea întreaga a unui curs sau unor bucăți de curs în ceea ce oferiți studenților să facă și să învețe suplimentar în această perioadă, se numesc MOOCs. Probabil că ne-ați tot auzit vorbind de ele, cel puțin din 2012 începând. Foarte pe scurt am să vă prezint câteva dintre ele. Sunt cursuri online, complet libere, deschise, realizate de universitățile de top din lume. Nu poți să ai un curs într-una dintre aceste platforme dacă nu ești o universitate de top și nu ai un standard de calitate foarte bine, foarte bine oferit. Producerea unui curs de tip MOOC în oricare dintre aceste platforme costă între 60.000 de euro și 140.000 de euro. Deci sunt cursuri care sunt foarte bine făcute și cu resurse informaționale foarte bune. Încercați, urmați dumneavoastră mai întâi unul și să le indicați studenților care sunt cursurile care le considerați cele mai utile pentru disciplina dumneavoastră. Există foarte mulți studenți online care învață. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră deja ați făcut-o. La sfârșit pot să primească un tip de certificat sau de badge, cum sunt cele de mai de jos, sau pot să urmeze întregi micro-specializări. Și acum am să încerc să vă și arăt câteva dintre aceste cursuri direct în online, că va fi puțin mai simplu așa. Doar o secundă. Dacă sunt până atunci întrebări legate de aceasta sau comentarii. Cum am spus, ca să prezint toate în online de la bun început, multe resurse sunt la liber și le puteți indica studenților sau puteți să le vedeți și dumneavoastră la liber pe lângă acel curs de tutoriale pentru profesor. Acestea le puteți găsi, de exemplu, pe site-ul celului la campus virtual, unde sunt tutorialele de accesare, de schimbare de parolă, de utilizarea Zoom, a videoconferinței Zoom, dar și în zona pe care noi o numim Open și care se găsește de la Inovare, unde sunt foarte multe dintre workshop-uri cu informații, cu video, cu de toate. Dar aceste videouri le puteți găsi și în ceea ce noi v-am dat ca și playlist-uri pe canalul de YouTube al celului, unde găsiți toate prezentările și toate videourile
înregistrate din ultima perioadă. De asemenea, vă dau aici un exemplu de cum puteți să realizați dumneavoastră un material de curs. Asta este un material de curs pe care eu l-am inclus pentru studenți și care, mă rog să zicem, ăsta a fost filmat ceva mai profesionist, dar am filmat câteva în această săptămână care le-am făcut disponibile mai ales studenților din anul 4 ca să reușim să încheiem cu ei la timp și au fost foarte bine primite. Am să vă arăt, de exemplu, sunt alte prezentări care utilizează și prezintă exact aceste resurse educaționale, deci foarte pe scurt am să merg asupra lor. Prima dată când am prezentat acest lucru și știu că foarte mulți au fost prezenți în acea sală, au fost în 2014, videoul este online, îl puteți găsi, este pe canalul de YouTube al celului. Partea de Creative Commons, acum vă arăt efectiv pe scurt ceea ce v-am prezentat așa, ca să zicem, contextual acolo, a creat o unealtă de căutare. Deci poți să cauți după imagini, după resurse mai ales, care au licență de Creative Commons și care pot să fie reutilizate de către oricine și mai ales în educație. Acesta este o unealtă nouă care merge destul de bine și destul de repede. Puteți să căutați și cu Google și să mergeți la alte unelte, să selectați, să căutați după licență Creative Commons. Nu caută chiar așa de bine, dar oricum vă dă foarte multe resurse și noi vom pune o pagină întreagă cu link-uri și cu resurse de unde puteți să găsiți de la imagini la o grămadă de alte materiale care sunt sub licență Creative Commons și pot să fie reutilizate. V-am spus că există o bibliotecă foarte mare de resurse educaționale deschise, se numește OER Commons, în care poți să cauți în timp real, nu să fac acest lucru pentru ca să vă scurtez din timpul prezentării, dar puteți să căutați inclusiv la ce nivel de educație doriți anumite resurse, iar ele sunt validate, cum am spus, de către comunitate. Deci același principiu pe care îl aplicăm, de exemplu, și în publicarea de conferință sau de jurnal. Reviewerii sunt din comunitate care validează resursele și scriu comentarii și le dau un rating anume, încât ele să poată să fie ușor indicate de către și utilizate de către întreaga lume. În ultima perioadă, marile universități au pus la liber foarte multe dintre resursele pe care le au. Cambridge Press este un exemplu, de exemplu, care a pus la liber foarte multe dintre cursuri. Eu am selectat aici doar o parte dintre cursurile care sunt legate de computer science, să zicem, și care pot să fie descărcate, pot să fie folosite, pot să fie utilizate. După cum vedeți, sunt resurse noi, deci nu sunt cărți vechi sau articole vechi sau exemple vechi, ci sunt efectiv noi și sunt în inginerie numai 109, care pot să fie utilizate și indicate ca resurse de către studenților. La fel, Athabasca University Press a pus la dispoziție, pune constant la dispoziție, este unul dintre cei mai puternici, să zicem, furnizori de informații online gratuite, și puteți să le accesați și de aici. MIT Press, la fel, mai ales partea de Open, pune la dispoziție foarte multe resurse, foarte multe cărți, foarte multe exemple care sunt complet libere, disponibile și pe care le puteți utiliza și chiar și dumneavoastră citi ca să vă mai îmbunătățiți, să zicem, nu neapărat cunoștințele, dar viața în această perioadă. Un alt exemplu este editura Politehnica. Din păcate, același lucru am încercat să-l facem și la editura Politehnica, dar nu sunt foarte multe exemple în acest moment. Ele le puteți găsi în această zonă de editură de download, unde găsiți cărțile, manifestările științifice și câteva materiale didactice. Din păcate, prea puține. Să sperăm că pe viitor vom urma și noi exemplul celorlalte universități. Fiindcă vă spuneam de câteva dintre cursurile online pe care vă sfătuiesc să le urmați și pe care vă încurajez cu tărie să le oferiți și studenților ca surse nu neapărat suplimentare, am să vă explic în curând cum, dar integrate în cursul dumneavoastră, fiindcă va diversifica oferta pe care o puteți face, modul în care studenții vor învăța. Va deveni poate un pic mai interesant și mai atractiv. Nu zic că cursurile care le realizați nu sunt interesante și atractive, dar cu cât mărești paleta de ofertă pe care o ai,
Este ca și cum ați merge dumneavoastră într-un magazin. Ai mai multe posibilități de a cumpăra făină sau ai un singur fel de făină pe care trebuie să-l cumperi. Da? Comparând între ele, ajungi poate să apreciezi chiar mult mai mult ceea ce ți se oferă și învățarea crește în calitate. Unul dintre exemple este FutureLearn, care este platforma online creată special pentru universitățile din Europa și care are foarte multe cursuri. În acest moment, de exemplu, are un curs care se numește How to Teach Online Courses, foarte bine făcut și foarte, foarte, să zicem, interesant pentru de folosit. De exemplu, eu acum chiar în acest moment sunt logată și pot să vă arăt cum arată oricare dintre aceste cursuri, să zicem, pe care le facem. O să mă duc, de exemplu, la cursul de Internet of Things, în care ai cursuri video, ai activități și ai descrieri. Noi nu ne propunem să realizăm în campus virtual ceva de acest gen, fiindcă aici studenții sunt complet independenți, cum sunteți și dumneavoastră. Deci sunt liberi, independenți și învață singur. Noi totuși facem un învățământ ghidat, deci un învățământ de tip blended, în care noi le spunem studenților în principiu ce să facă, le indicăm, îi urmărim, da? Știm ce fac. Dar puteți să vă luați ca și exemple multe dintre modurile în care ei realizează videourile, le pun și etc. Într-adevăr, sunt foarte bine făcute, costă mult să le faci, dar cred că cu un pic de străduință multe dintre ele se pot realiza la fel și mai ales puteți să vedeți ce tip de activitate și cum sunt date ca să încurajeze să comunice mai mult online. Cealaltă platformă este edX, care este platforma creată de un parteneriat MIT și Harvard, cred că de vreo 10 ani aproape, bazându-se pe MIT OpenCourseWare, care exista încă din 2000 în online. Sunt foarte multe cursuri foarte bine făcute și care, din nou, pot să fie utilizate de către studenți, dar și de către dumneavoastră. Udacity este o altă platformă foarte prietenoasă, în special dedicată pe zona de IT, deci pe zona de IT. Iversity este o platformă europeană care este cumpărată acum și deținută de către Springer, în care are cursuri foarte multe pe limba germană, fiindcă avem și specializări în limba germană, în universitate. Am dorit să pot să arăt și cursuri care sunt în limba germană și pot să fie integrate. Cealaltă este IMUX, este în germană, mi-a tradus automat. În engleză, care are multe cursuri realizate de către universitățile din Austria și din Germania și care sunt disponibile și care pot să fie utilizate. La fel sunt cursurile de pe FAN, care este France Numérique, care este platforma online a universităților în limba franceză și care este extraordinar de populară, mai ales datorită țărilor Maghrebului și care are foarte multe dintre cursuri online și ca și exemple online. Multe dintre aceste cursuri sunt centralizate, să zicem, de ceea ce se numește Class Central, care este o altă platformă de cursuri, dar care centralizează, este un agregator de cursuri din mai multe cursuri, iar acum, de exemplu, au lansat un curs care eu m-am înscris la el și îl urmăresc, este de inteligență artificială și care va fi foarte bun, și adică fiindcă e făcut de 4 universități, acest lucru am vrut să vi-l arăt, că sunt mai multe universități care lucrează în paralel pentru a putea realiza un curs de acest tip. Sunt alte cursuri în care puteți să vă îmbunătățiți abilitățile de a putea preda online și care sunt realizate, de exemplu, de către ACM. Vi le arăt pe cele pe care le știu. Acestea le voi și pune online și în blog și în prezentare și ca și text. Și vă încurajez pe dumneavoastră, dacă știți alte cursuri sau alte informații utile, să le puneți în acel blog cu exemple de bună practică pe care l-am creat și care este realizat de către ACM. IEEE, cum am arătat, are și zonă foarte mare de, vă arăt pe cele pe care le cunosc, din zona de interes în care lucrez, dar așa cum v-am spus, vă rog să expandăm aceasta pentru toate subiectele care le avem în Politehnică. IEEE are partea de education, deci un learning education foarte puternic,
Din păcate, nu știu cum vom rezolva, cred că deja s-a, la inițiativa IEEE România s-a realizat un contact cu IEEE de a putea avea acces la biblioteca digitală IEEE și de acasă, prin eventual o conectare. Noi aveam acces la ea și la aceste cursuri din spațiul Universității Politehnica prin adresa de IP, care ne era recunoscută și mai ales din biblioteca UPT-ului, dar deocamdată de acasă acest lucru este limitat dacă nu ești un membru de plin cu mai multe drepturi în IEEE. Dar s-a părut că ei vor încerca să dea la liber destul de multe dintre această zonă care se numește IEEE e-learning și să fie utilizate. Au lansat acum un curs, să zicem un webinar de acest tip, în care cum să folosești e-learning ca să poți să predai inginerie în acest domeniu, că se mai pot face înscrieri, va fi marți acest webinar de oră, pe care dacă doriți vă sfătuiesc să-l folosiți, să-l urmați. La fel este un alt curs realizat de către Universitatea Stanford, împreună cu mai multe universități, dar ei sunt principale, care este Blended Learning Practice 2020. Eu l-am mai realizat și am. Și care are, să zicem, foarte multe exemple și indicații de cum poți să faci să-ți transformi cursurile din zona de campus în zona mixtă, online, evenimente față în față cu activități foarte față în față. Dacă sunt întrebări sau ceva opinii până în acest moment, dacă nu, Am să vă arăt în ce context doresc să puteți să folosiți acest lucru, arătându-vă ceva din experiența pe care noi am folosit-o și am utilizat-o până acum. Am uitat să vă arăt Unicampus. Da. Noi am încercat și noi să facem o activitate similară încă din 2014 de cursuri online deschise care s-a numit Unicampus, Unicampus și în care găsiți multe dintre resursele pe care noi ce le-am realizat. Din păcate n-am reușit să facem aceasta între toate universitățile tehnice cum ne-am dorit. Poate că acum este un moment bun să încercăm să punem la un loc resurse care pot să fie reutilizate între universitățile tehnice și să fie pe o platformă de unde ele să fie accesibile pentru toată lumea, dar deocamdată puteți să accesați și să vedeți multe dintre cursuri și indicații de cum să faceți acest tip de învățare, să zicem, în online, cum să vă planificați și care vă poate ajuta în aceasta. Totodată în UPT există atelierul digital care oferă cursuri de digital marketing, deci care iarăși poate să fie folosit de către unii dintre noi. Am vrut să-l arăt pentru că sunt foarte mulți studenți înscriși acolo și se poate folosi cu încredere această posibilitate de integrare a cursurilor online, bineînțeles campusul virtual al Politehnicii. Cum se poate face acest lucru? Care este metoda pe care noi vă oferim sau pe care o spunem din experiența de 6 ani de când facem acest lucru, cam 18 cadre didactice din Politehnică folosim această metodă, cel puțin după știința mea. Poate sunt mai mulți și nu știm noi sau nu au venit să împărtășească acest lucru. Posibilitatea este de recunoaștere întreaga unor credite care sunt luate online în acele cursuri, mai ales dacă sunt cursuri care sunt indicate de către dumneavoastră. Adică le indicați un curs, dacă îl finalizează inclusiv cu certificat, le recunoașteți o parte din materie. Deci, nu știu, o parte din activitatea pe care trebuia să o facă la un proiect, la seminar, la laboratoare sau o parte chiar din materialul de curs. Altă soluție este integrarea lor în activitatea de curs, fie că este o activitate de grup, una de proiect sau de laborator. Le indicați care cursuri să le urmeze sau îi lăsați pe ei la liber să urmeze anumite cursuri dintr-o listă pe care le-o dați dumneavoastră și după aceea ei trebuie să învețe online și să sintetizeze și să prezinte rezultatul în fața tuturor colegilor.
Altă posibilitate este de folosire ca și resurse externe, ca și bibliografie, ca și o altă posibilitate de a afla informații mai diverse, poate mai multimedia bogate, adică cu mai multe elemente video, decât poate puteți dumneavoastră să aveți în cursul dumneavoastră. Deci utilizarea lor ca și bibliografie, ca și resurse externe și indicarea lor studenților. Aceasta este foarte importantă când ați identificat dumneavoastră resursele. Deci când nu îi lăsați singur să-și identifice resursele, dar le indicați exact pentru fiecare parte din material de curs, de seminar sau de laborator, care sunt resursele pe care pot să le folosească și îi și verificați că le-au urmărit. Cum am făcut noi, de exemplu, să integrăm cursurile în UPT? M-a zis, suntem mai mulți profesori care facem acest lucru, indicăm cu cursurile MOOC, există, cum am zis, două metode pentru aceasta, le indici fiecărui grup de studenți sau tuturor studenților, depinde de cât de mulți studenți sunt într-un an la o anumită disciplină, un curs sau două cursuri, sau dai o listă de cursuri și le permiți să-și aleagă doi sau trei câte un curs din acea listă de cursuri pe care să le urmeze online. Fiecare are avantajele și dezavantajele ei. Urmarea în masă, deci de număr mai mare de studenți, a unui curs permite cumva și discuțiile dintre ei legate de cursul. Dar de asemenea, dacă, să zicem, ei consideră că cursul nu este foarte bun sau foarte interesant, vor învăța unii de la alții ca să știe să vă răspundă la întrebări ce au învățat în acel curs sau să facă prezentarea acelui curs și poate nu-l vor urma în întregime. Micșorând posibilitatea de cursuri, adică având 10 cursuri, să zicem, care sunt urmărite de către 40 de studenți, câte 4 studenți pot fiecare dintre ei să-și urmărească câte un curs, în acel moment măriți puternic, să zicem, capacitatea lor de a sintetiza și de a prezenta. De ce? Fiindcă la sfârșit le cereți, pe scurt, în 3-5 minute, fiecare dintre ei să prezinte ce a învățat și ce a considerat că este cel mai util în fața colegilor. Le măriți bagajul de cunoștințe studenților, le măriți capacitatea de a învăța singur, de a analiza și de a sintetiza rezultatele, abilități care sunt foarte importante în ziua de astăzi. Cum puteți să faceți practic acest lucru? Deci trebuie să identificați cursurile, bineînțeles, să creați o listă de aceste cursuri în campusul virtual, într-o pagină web, după aceea să creați o alegere, un choice, prin care studenții să-și aleagă cursurile, dacă vreți ca studenții să facă diferit cursurile, și în aceea zonă, categorie din campusul virtual, să le integrați un blog în care ei să-și poată pune părerea sau un wiki în care de asemenea să construiască conținut pe care l-au aflat din acele cursuri și pe care să-l distribuie și să-l împărtășească cu colegilor. La sfârșit, le dați posibilitatea să facă un raport final. Nu lung, scurt, dar în care să sintetizeze ce au considerat, de exemplu, că este cel mai interesant ce au învățat, cel mai nou, cel mai diferit față de cursul pe care dumneavoastră îl predați și notați atât raportul, cât și activitatea, cât și prezentarea pe care ei o fac. Sunt toate activități care se pot face foarte ușor în mediul online, necesită doar o bună planificare și încredere că se poate realiza. Aici câteva exemple, de exemplu, ce s-a întâmplat în ultimul semestru. Au fost 16 cursuri pentru una dintre discipline, 93 dintre ei au finalizat cu certificat, chit că nu le-am cerut acest lucru, și la final au făcut un raport privind aceasta. În analiza chestionarului au spus foarte clar ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut și au putut să fac o evaluare a acestor mod de a învăța destul de bine. O altă posibilitate pe care o aveți este, mai ales pentru laborator și proiect, să încurajați studenții să devină creatori de resurse educaționale deschise. Ne facem foarte des acest lucru, după cum ați văzut, inclusiv tutorialele din campusul virtual pe care dumneavoastră le urmăriți sunt în mare parte create de către studenții de la Master de Tehnologii Multimedia. Cum se poate face acest lucru? Indicați subiectele. Deci trebuie la fel să indicați subiectele și să aveți o descriere foarte bună a modului prin care ei să-și realizeze acest proiect și ce doriți la sfârșit de la ei, în ce mod.
Vom da câteva exemple campusul virtual ca să vă putem ajuta. Studenții, la sfârșit, trebuie să creeze acest resursă educațională deschisă, care poate să fie de la un clip video, nu știu, îi puneți să filmeze cum realizează, nu știu, un exemplu. Acum e mult mai greu că nu pot să iasă afară sau nu pot să meargă în laboratoare, dar poate găsiți alte exemple pe care să le fac. Unul dintre exemplele pe care le-au făcut alți colegi din Politehnică, au încurajat studenții să filmeze fiecare dintre ei câte o lucrare de laborator în laboratorul de circuite. Și ei au făcut câte un montaj sau câte un exemplu și l-au filmat și l-au montat după aceea prezentându-l efectiv cum se realizează, ca o resursă educațională. De ce este foarte bine acest lucru? Pentru că ei depășesc nivelul doar de a sta pasivi și a învăța într-un mod pasiv. Ei ajung să înțeleagă mult mai bine, să cerceteze singur, să poată să afle subiecte, informații mai multe despre acel subiect, dar mai ales să sintetizeze. Un lucru foarte important este să le puneți limită și la raport, și la material, și la video sau orice ce ar fi. Limită. 500 de cuvinte, 3 minute, cu cât puneți o limită de timp și trebuie să sintetizeze, este ca și cum noi când scriem lucrările științifice. Cu atât poate să crească calitatea pentru că își dă o silință mai mult. Dacă nu puneți o limită de timp sau de spațiu, ea poate să devină, să zicem, mult mai delăsătoare, o ciorbă lungă, cum zicem noi pe românește. Învață studenții să utilizeze diverse unelte digitale, deci pregătiți pentru un mod de lucru mult mai remote, mult mai la distanță și mult mai online. Dacă aceste resurse sunt făcute sub licență de Creative Commons și pot să fie reutilizate atât de dumneavoastră cât și de alți colegi, înțeleg inclusiv aceste principii ale educației libere și deschise și automat îi puneți la sfârșit să-l prezinte în fața studenților într-o sesiune online ce au realizat. Evaluarea este realizată și de către colegi și este mult mai valoroasă uneori pentru ei decât poate nota pe care noi le dăm, deși și aceasta este o notă finală, este dată de către cadrul didactic. Din 2014, peste 3.000 de studenți au făcut acest lucru în Politehnică, de care știm noi și marea majoritate dintre ei au fost foarte mulțumiți de acest mod de învățare și au sugerat că ar trebui făcut cât mai mult acest lucru. Și ceea ce a fost foarte bine este că mulți dintre ei au continuat să învețe online. Când ne-am reîntâlnit după cu ei într-un alt an sau la altă disciplină sau când am retrimis chestionarele la sfârșit, mulți dintre ei au spus că da, au continuat să învețe online. Deci îi pregătim cumva pentru viață. Aici sunt câteva dintre avantajele care apar în acest moment. Dar cel mai important lucru este că teoria pe care noi avem la centru de e-learning este că pregătim studenții să devină niște studenți care pot să învețe continuu pe toată durata vieții. Îmi închei prezentarea de astăzi, urmând ca după aceea să discutăm despre problemele poate mai stringente pe care le aveți, revenind la ceea ce spusese marți, că acceptați această perioadă de criză ca o schimbare, ca o posibilitate de a vă schimba, de a vă face dovada creativității și a dorinței de a fi, să zicem, mai buni, mai creativi și mai îngăduitori cu noi înșine și cu studenții noștri. Mulțumesc!